Ciontă, operator imagine și Lucian Dărămuș de la microfon vă salută de pe stadionul Cetate din Alba Iulia. Vom urmări împreună astăzi un meci din turul al treilea al Cupei României la fotbal, faza națională, între formația gazdă FC Unirea Alba Iulia și Sănătatea Servicii Publice Cluj. Astăzi oaspeții evoluează în echipament alb-negru. E și ceva verde pe tricourile celor de la Sănătatea Cluj. Gazdele alb-negri din Cetatea Marii Unire, astăzi în alb-roșu. Dar să vă facem cunoștință și cu cele două formații. Sănătatea Cluj, antrenorii Ceaba Chi și Dan Matei. În poartă Filip Răzăreanu, capitanul echipei, cu numărul 2 Dumitru Bucur, cu numărul 24 Dan Matei, cu numărul 4 Bogdan Corun, cu numărul 94 Adrian Lupu, cu numărul 20 Cristian Paul, cu numărul 96 Cătălin Creț, cu numărul 19 Cosmin Tilinca, cu numărul 14 Cosmin Chivu, cu numărul 21 Dan Roman și cu numărul 9 Andrei Ceaca. FC Unirea Alba Iulia, antrenori Adrian Bighe și Marcel Rusu și Raul Oargă. În poartă Cătălin Suciu, jucător de grup cu numărul 16 Răzvan Ivan, cu numărul 13 Filip Morar, cu numărul 4 Ionuț Grozat, cu numărul 30 Adrian Potoca, cu numărul 27 Adrian Matei, cu numărul 23 Alex Giurgiu, cu numărul 8 Claudiu Davidaș, cu numărul 7 Paul Păcurar, cu numărul 10 Ciprian Saragea, capitanul echipei, și cu numărul 15 Claudiu Oară. Arbitrii întâlnirii sunt din județul Sălaj, la centru Cătălin Roșu din Var. Var este o localitate aparținătoare a orașului Jibou. Colegii săi de la linie, Sergiu Paul Corp și Alexandru Turian, ambii din Zalău. A început meciul, iată, de două minute, de aproape două minute, în continuare 0-0 FC Unirea Alba Iulia, Sănătatea Cluj, cu gazdele în ofensivă, beneficiind de o aruncare de la margine din preajma careului advers. Ofensivă, sunt tentat să le spun tot alb-negri, alb-roșii de astăzi, FC Unirea Alba Iulia, așadar aproape de poarta adversă, beneficiind acum de o lovitură de colț pe care se pregătește să o execute Paul Păcura. Primită în mijlocul terenului, se descurcă cei de la Sănătate, un fault acolo, va fi lovitură liberă pentru aspeți. Cel faultat, antrenorul jucător Dan Matei. Pentru FC Unirea Alba Iulia este primul meci pe teren propriu din noul sezon competițional. Uniriștii au jucat un meci în Liga 3-a, dar în deplasare la Lugoj, pe care l-au încheiat la egalitate 1-1. Cei care au văzut meciul spun că meritau să câștige cei din Alba Iulia.
La rândul lor, Viru și Verzi, cei de la Sănătatea Cluj, n-au avut nicio problemă în a se impune în primul meci oficial al sezonului. De fapt, în al doilea, că au jucat și în Cupa României anterior. În primul meci de campionat al sezonului, 4-0 cu AFC Hărman la Cluj. Paul Păcurar în acțiune, o acțiune pe care o poartă pe banda stângă în direcția de atac a gazdelor. Intră în centru, caută poziție de șut, șutul lui Paul Păcurar, mingea ajunge, iată, la Ciprian Sălagea, capitanul gazdelor. În ofensivă la faza anterioară cu fundașii, cei de la FC Unirea Alba Iulia. L-a văzut în acțiune chiar și pe Filip Morar, apărătorul lateral al gazdelor. Ieșit din trăguturi până la marginea careului, a reținut cu siguranță experimentatul portar al celor de la Sănătatea Cluj, Filip Lăzăreanu. Lovitura liberă acum pentru Ascuț, executată de Bogdan Porun. Dan Roman a prelungit acolo cu capul, a încercat să-l găsească pe Ceaca. Ceaca e bestia nera pentru Unirea Alba Iulia în duelurile anterioare cu Sănătatea Cluj. Ceaca a marcat 3 goluri de 6 puncte. Cât a ci să fie surprins portarul Cătălin Suciu la această fază, a fost însă vigilent, a reținut balonul. S-a încercat un lob. Spuneam de Ceaca și golurile marcate de el în precedentul sezon de Liga 3, în care Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj au fost colegi în seria 5-a. La Cluj, Sănătatea s-a impus cu 1-0 prin golul lui Ceaca, iar pe stadionul Cetate, pe care transmitem și acest meci, Sănătatea a câștigat cu 2-0 prin reușită la aceluiași Ceaca. Capitanul gazdelor, Sălagea, încercă imediat. Convinge trimisă în adâncime, a ieșit dintre buturi Lăzăreanu. A reușit să îndepărteze pericolul. Din nou Sălagea, ușor de la distanță, nicio problemă pentru Filip Lăzăreanu. Aruncare de la margine pentru Aspeți din zona centrală a terenului. Execută Creț. Ceaca a prelungit cu capul spre Dan Roman. Câștigă teren Oaspeții. Beneficiază acum de o aruncare de la margine din preajma careului Unirist. Execută același Creț. O reluare acolo a lui Adrian Lupu, a reținut portarul Cătălin Suciu. Posesie pentru gazde acum. Ciprian Sălagea. A trimis reluarea, deposedat însă. Bună intervenția defensivă a lui Potopea, care a trimis cu capul spre propriul portar.
intervenție de calitate a lui Potope în fața lui Dan Roman. Vremea este excelentă pentru fotbal astăzi la Alba Iulia, nu e excesiv de cald. Tribune sunt vreo 200-300 de spectatori. Cu toții au luat loc în spațiul tribunei a doua, tribuna principală a stadionului Cetate, fiind închisă pentru lucrări de consolidare. Iată, Virus și Verzi beneficiază de o lovitură liberă, concentrare mare de forță la marginea careului gazdelor. O lovitură liberă din lateral dreapta, care se execută acum, ceva probleme defensivă, până la urmă scapă cu fața curată Uniriștii, care a fost pornit pe contraatac. Oara trimită în lateral, acum o minge în celălalt flanc la care ajunge Sălagea. Sălagea în continuare, Sălagea scoate Lăzăreanu și gol pentru Unirea Alba Iulia. Poate nu înșel, Paul Păcurar a fost cel care a trimis mingea în plasă. Așadar, din minutul 10, FC Unirea Alba Iulia conduce pe Sănătatea Cluj cu 1-0. A avut o prima intervenție în această fază senzațională, portarul Lăzăreanu s-a arcuit și a reușit să respingă mingea trimisă spre poartă de Sălagea. Până la urmă Uniriștii au înscris și au, iată, avantaj după multă vreme în duelurile cu Sănătatea Cluj. Au prins gustul golului gazdelor. O minge care ajunge la Sălagea. Să vedem ce va reuși. Pasează înapoi la Răzvan Ivan. Obține o aruncare de la margine gazdele. Execută Filip Moran. I-a trimis lui Paul Păcurar. Giurgiu blocat acolo, posibilitate de contraatac pentru Aspeți. Bună însă intervenția defensivă a lui Matei, care a trimis în afara terenului din fața lui Ceaca. Vine frumos gazdele, care obțin acum o lovitură liberă din jumătatea adversă de teren. Cel faultat a fost Claudiu Davidaș. Thank you.
frumos gestul tehnic al lui Păcurar, a revenit mingea la el, a fost însă deposedat. Iată oaspeții porniți pe contraatac, o greșeală a portarului Cătălin Suciu și minge salvată din gura porții. A evitat golul unul dintre jucătorii Unirii Alba Iulia. Potopea mai precis, Ceaca era pe punctul să dea din nou lovitura pe stadionul Cetate. N-am înțeles de ce a ieșit dintre buturi Cătălin Suciu la acea fază. Uriașă șansă de egalare pentru cei de la Sănătatea Cluj. O intervenție bună acum a portarului Suciu. Se ridicase însă steagul de la margine de către arbitrul asistent Alexandru Turian. Lovitură liberă indirectă care beneficiază gazdele. Execută Cătălin Suciu, golkeeperul unirist. S-a dictat fault la duelul anterior în care a fost implicat Paul Păcurar. Arbitrul de centru, Cătălin Roșu, discută cu jucătorul Unirii Alba Iulia, care a avut de comentat după decizia cavalerului Fluierului. Excelent acolo Potopea în fața lui Dan Roman. Ce intervenție a putut să aibă Potopea cu câteva minute în urmă. A reparat eroarea colegului său din poartă. Propriului portar Filip Morar, minge spre oara, a intervenit acolo Porum, se lage acum, pasând înapoi. Giurgiu trimite greșit, încearcă să recupereze. E în continuare posesie pentru oaspeți, o minge trimisă în adâncime spre Dan Roman. A intervenit foarte bine Potopea. Rămân sus însă oaspeții. Posibilitate de contraatac acum pentru uniriști. O acțiune care se dezvoltă în flancul stâng. Mingea ajunge la Selagea, după ce a fost cărată o bună parte a terenului de Paul Păcurar. O nouă semnalizare de la margine, de asta dată din partea arbitrului asistent Sergiu Paul Corp. Ivan! Vii, du-te mai la margine! Ceacă.
lovitură liberă pentru gazde, a executat un păcurar, reprimită la Giurgiu, o centrare a lui Păcurar, a intervenit acolo Dan Matei. Îl vedem avansând cu balonul pe Lupu, centrarea lui Lupu, reluare cu capul a lui Dan Matei, pe lângă poarta apărată de Suciu. Dan Matei în intervenția sa de Paul Păcurar, lovitura liberă pe care cei de la Sănătate încearcă să o execute undeva mai aproape de poarta lui Cătălin Suciu. Până la urmă au executat lovitura liberă de unde trebuia cei de la Sănătate. Joc întrerupt pentru o accidentare în tabăra oaspeților, se resimte Lupu. Uniriștii returnează balonul oponenților cu sportivitate. Iar jocul poate continua. Dan Matei. Intervenția lui Ionuț Grozav, care trimite mingea în afara terenului. Obține o lovitură liberă din flanc, oaspeții, merge să execute Lupu. Iarăși concentrare mare de forțe la marginea careului gazdelor. Cu siguranță Lupu va centra. Reluare cu capul, nicio problemă pentru poarta apărată de Cătălin Suciu. Cel care a lovit balonul mai devreme cu capul a fost Cristian Paul. Portarul unirist Suciu repune acum mingea în joc de la linia de 6 metri, o face lungă până în cealaltă jumătate a terenului. Paul Păcurar, într-o acțiune solitară, este deposedat. Rămâne mingea la gaz de Davidaș. Din nou Păcurar. Combină cu Davidaș, șutul acestuia în Dan Matei. A lovit în față balonul expediat de Davidaș, de antrenorul jucător al oaspeților. Da, Bebe Păcurar, mă rog, da. Suntem între timp la jumătatea primei reprize, avantaj pentru Unirea Alba Iulia în meciul cu Sănătatea Cluj din Cupa României, 1-0, gol marcat de Paul Păcurar în minutul 10.
pressing exercitat de Selagia, care dă roade. Se apără bine acolo Dan Matei. De la Creț, mingea ajunge la Tilinca. Momente de posesie prelungită pentru Aspeți. Excelentă intervenția defensivă a lui Potopea. Îl vedem acum în acțiune pe Ciprian Selagia, caută soluții, îi trimite lui Giurgiu. Acțiunea se mută în flancul stâng. Urmărește oara acel balon. Face fault, însă lovitură liberă pentru Aspeți. Ilinca. Ilinca în continuare, reposedat. Comită fault jucătorul Aspeților. Cel faultat Filip Morar, care îl deposedase anterior. Avansează cu balonul Ionuț Grozav, trimite însă imprecis. Tilinca, de asta dată în cercul median, primită în lateral lui Preț, din nou Tilinca, total imprecis. A încercat să-l surprindă de la mare distanță pe portarul Cătălin Suciu. După două meciuri în care s-a impus destul de lejer în startul sezonului, cu sticla Rieșul Turda în Cupa României și cu AFC Hărman în campionat, Sănătatea Cluj are în sfârșit un oponent serios în față. Unirea Alba Iulia arată mult mai bine decât în campionatul Ligii a 3-a 2017-2018, iar ambițiile formației din Alba Iulia de a câștiga seria a 4-a a eșalonului tot sunt îndreptățite. Ajunge la Cosmin Tilinca. Continuă acțiunea Oaspeților, un șut peste a lui Adrian Lupu. Mingea a fost însă deviată. Va fi lovitură de colț pentru Oaspeți.
minutul 29 al partidei de pe Stadionul Cetate. În continuare 1-0 FC Unirea Alba Iulia, Sănătatea Cluj, corner executat de Oaspeți, posibilitate de contraatac acum pentru Unirii. Selagea. Din nou Selagea. Minge trimisă în flancul stâng, combinații frumoase ale gazdelor, să vină semnalizarea de la margine pentru o poziție de offside. Decizie de arbitraj contestată de spectatorii prezenți la tribuna a doua a stadionului Cetate. Doar Sănătatea Cluj, ci și FC Unirea Alba Iulia a început sezonul cu o victorie 1-0 în deplasarea la gruparea sibiană FC Avrig în Cupa României. Prin acea victorie obținută în minutele de prelungire ale timpului regulamentar, uniriștii s-au calificat pentru tura al treilea al fazei naționale a Cupei României. Nici o problemă pentru portarul Cătălin Suciu la șutul de mai devreme. Selagea a recuperat acolo balonul. Tot el urmărește mingea. Intră în posesia sa. E nevoit însă să paseze înapoi. Obțin gazdele o aruncare de la margine, lăudabil efortul lui Davidaș. Execută autul Filip Morari, primit aceluiași Davidaș. Deodată nu au conlucrat la fel de bine Filip Moran și Davidaș. Va fi repunere de la linia de 6 metri pentru Oaspeți. Primită scurt, Filip Lăzăreanu reprimește, degajează acum. Bună intervenția defensivă a lui Ionuț Grozav. Lovitură liberă pe care obțin gazdele, executată rapid din cercul median. Obstrucția lui Paul Păcurar. E din nou posesie pentru Viru și Verzi. Oaspeții obțin acum o nouă lovitură liberă din flanc. E a treia oară în acest meci, când beneficiază de o astfel de fază fixă. Situații parcă strase la Indigo. Va urma cu siguranță o centrare, așa se întâmplă, minge
vinisă spre poarta lui Cătălin Suciu. Balonul se duce însă peste transversală. Acest balon s-a descurcat însă bine Potope acolo. Ivan trimite în lung de linie cu destinația Davidaș. Rezistă însă în reduta oaspeților. Paul Păcurar acum obține aruncarea de la margine. Ceva mai mult de 10 minute din prima repriză, în continuare 1-0, FC Alba Iulia, Sănătatea Cluj, în Cupa României, pe stadionul Cetate din Alba Iulia. Paul Păcurar în acțiune, surprins în poziție de offside Davidaș. Nu, s-a dictat lovitură liberă pentru gazdă. A fost un hands comis de unul dintre jucători în formație instalată în club. Fază fixă care poate semăna pericol la poarta lui Lăzăranu. Intervenție bună a golkeeperului oaspeților. Ajutul expediat de Giurgiu. Se resimte portarul gazdelor, Cătălin Suciu, cu intervenția de la faza anterioară. A primit îngrijiri medicale golkeeperul unirist. Totul e ok, poate continua jocul. E rândul celor de la Sănătatea Cluj să returneze balonul oponenților cu sportivitate. Diagonală spre Davidaș, reușește să intre în posesia balonului. Tilinca nevoit să paseze înapoi lui Porumb, de la acesta la portarul Lăzăreanu. Bun joc de picior al golkeeperului Lăzăreanu. Portar experimentat, fază interesantă de atac a oaspeților. Mingea a ajuns la Dan Roman, blocat în ultimul moment.
Selagia. Bine! Păcurat. Nevoit să paseze înapoi. Ea ajunge la Filip Morar. Davidașa. Ivan, deposedat pentru moment. De fapt a fost depusedat cu adevărat de Paul Cristian. Dar a venit balonul repede în posesia gazdelor. A scăpat mingea în afara terenului Filip Morar, în care de la margine pentru oaspeți. Pressing exercitat de gazde. Degajare precisă a portarului Lăzărean. A ieșit din împresurare Ion și Răz. Balonul ajunge în flancul stâng, la Tilinca. Din nou Tilinca, trimițându-i lui Crăț. Dan Matei. O centrare precisă până la Crăț. Blocat acolo în prima fază, obține, nu obține, că am crezut că va obține lovitura de colț. Va fi 6 metri pentru gazde. Ceva vreme de când n-am mai auzit scandal de genul acesta pe stadionul Cetate. Dar nu sunt suporteri uniliști, ci ai Sănătății Cluj, din câte se pare. Prieteni ai viroșilor verzi sau chiar viroși verzi ei înși. Șuta lui Paul Cristian, care a fost servit cu acea minge de Dan Matei, nu a reușit însă să prindă cadrul porții gazdelor.
onorar trimisă de lui Ivan. A faultat de Chivu, lovitură liberă pentru Niriș. La această oră, în județul Alba, se mai dispută un meci interesant din Cupa României. Industria Galda conduce cu 1-0 pe Metalurgistul Fugir, în primul derby al județului Alba din acest sezon. Se aude ultimul fluier din prima repriză al centralului Cătălin Roșu din Var, județul Sălaj. Toată lumea în recreația mare, inclusiv noi, la pauză, FC Unirea Alba Iulia, Sănătatea Cluj, 1-0 în Cupa României la fotbal, gol marcat de Paul Păcurar în minutul 10. Ne întoarcem și cu sunet în repriza secundă.